Camila Tanase este un personaj care te copleșește prin personalitatea și caracterul lui. Este elevul liceului Matei Basarab, este un copil minunat, elev în clasa a șasea. Muzica pe care el o cântă este muzica populară tradițională, o cântă atât de bine pentru că o cântă din suflet, o cântă cu inima, o cântă pentru noi toți, pentru cei care iubim România. Camil nu este numai un virtuos al muzicii populare românești, el este și un elev eminent în această școală. În afară de faptul că are numai note de 10, se implică în toate activitățile de la clasă care le desfășoară împreună cu domnul diriginte. El exprimă, reprezintă un spiritul tânăr al acestui liceu și ne mândrim cu acest minunat copil care ne încântă sufletele și ne bucură privirea de câte ori îl vedem în clasă, pe coridoare, la activități sau la televiziune în diferitele lui apariții. Firai tu să fii de murgă, n-am putere să te vând. Acasă nu te mai duc, ori te beau, ori te mănânc. Ori te beau, ori te mănânc, de-le-le-le-le-le-le-le-le, ori intru cu tine când loc. La vârsta de 4 ani, când deja știa să scrie și să citească, a primit cadou o chitară. Deja începuse să meargă la diverse evenimente muzicale, în special la concertele maestrului Tudor Gheorghe, care îl fermeca prin interpretările sale. Apoi l-a descoperit pe Liviu Vasilică și nu s-a mai despărțit de cântecul popular românesc. Visul meu este de a ajunge unul dintre cei mai mari artiști ai neamului. Eu nu vreau să mă laud, nu vreau să spun singur că sunt bun, vreau să las jurile cu mare experiență și publicul. Am câștigat toate festivalurile naționale și internaționale la care am participat. Vreau să le mulțumesc și eu mentorilor mei, care sunt doamna mea profesoară de canto, Mirela Duță, cu care mă pregătesc în particular, domnului profesor Marius Măgureanu de la atelierul de folclor al ansamblului profesionist Maria Tănase din Craiova și colaborez și cu maestrul Aurel Blondea. Foarte multă lume mă întreabă de unde moștenesc eu acest talent pentru muzica populară și am aflat, pentru că m-am documentat în familie și știu că străbunicul meu cânta la fluier, iar toate rudele mele mai vârstnice cântau în șezători. Camil a devenit conștient că viitorul său este în muzica populară în momentul în care a avut onoarea să cânte cu maestrul dirijor Aurel Blondea. Acesta l-a îndrăgit imediat, iar acum colaborează îndeaproape. Un copil frumos și la chip și la suflet, un copil talentat. Am avut ocazia să mă uit pe site-uri de astea de socializare și să văd că de pe la vreo 2-3 ani îl cochetează cu teatru, cu muzica, e implicat în artă, îi place să fie artist de când s-a născut. Am simțit talentul. Am vorbit cu tatălui, cu părinții lui și cu doamna și le-am oferit șansa să vină să imprimăm câteva piese. I-am creat 2-3 piese pe care le-am învățat și le-am interpretat mai bine decât mă așteptam eu, mai bine decât am crezut eu că sună piesele alea și atunci chiar că mi-a intrat pentru totdeauna la suflet ca și copilul meu, îl consider ca și copilul meu și sper, asta eu spun mereu și lui și părinților lui, sper să ajungă foarte iubit de oameni și dacă se poate să-și păstreze acela suflet de copil de 12 ani cum îl are acum și când o să aibă 50 de ani ca mine. Dincolo de cântec, Camil Atanase este un elev model. Se califică la Olimpiadele Naționale, iar pentru luna martie 2019 a obținut o mobilitate Erasmus în Portugalia în urma unui concurs organizat de Ministerul Educației Naționale. Iubesc școala. Este ceva ce ține de muncă, de ambiție, dar și de pasiune, de creativitate, pentru că eu am învățat să scriu și să citesc încă de la vârsta de 4 ani. A fost o plăcere pentru mine,
să vin aici la liceul Matei Basarab, unde toți profesorii se dedică și vor ca toți copiii să învețe foarte bine și doamna director este exemplară. Eu sunt olimpic la concursul național de geografie, mica olimpiadă de geografie. Am luat locul 2 pe județ, iar la concursul național am luat premiul 3. Trebuie să fiu foarte muncitor și să-mi respect părinții și să-i iubesc exact cum ei mă respectă, mă iubesc și mă ajută pe mine. Camil iubește oamenii și la rândul său este iubit. Cu talent a fost hărăzit, iar cu seriozitate, disciplină și tenacitate are toate șansele să-și îndeplinească visul de a deveni un mare artist al neamului. Toată lumea mă întreabă, eu am timp liber, eu mă descurc, sunt un copil normal? Și eu le răspund da, sigur, pentru că fac fotbal, joc tenis de câmp, mezinul trupei la trupa de teatru Teatron din cadrul Casei Studenților din Craiova. Am fost mai mult în spectacole de poezie, am recitat foarte multe poezii și din celebrul film cu Mihai Viteazul am învățat aproape toate replicile, dar dacă îmi permiteți să spun o replică care m-a însoțit peste tot. Și voi? Ce ați crezut? Că eu, Mihai Voievod, voi fi înghițit paharul rușinii până la capăt. De astăzi înainte mă plec în fața lui Dumnezeu și a voastră de orice îndatoriri și închinăciuni. Și la fel voi elibera pe toți supușii mei care mă vor urma. O viață avem români și o cinste. Deșteptați-vă, că am dormit destul.